probă de microfon, festivalurile s-au terminat, dar iarna încă nu a sosit. Mai avem zile bune de vară în care să ne bucurăm cu toții despre o cafea de după. Limbaj de crainic, de DJ, de ăla cu hei, 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 empaticilor, da! Încă mai există, încă mai există jurnalism de ăsta, dar vedeți că presa scrisă cam dispare. Cei de la ziarul Bild, șefii au concediat nu știu câți zeci de reporteri și au zis că renunță la serviciile lor și se apucă să folosească, în schimb, inteligența artificială. Să scrie în locul lor. Să scrie în locul lor, îți dai seama? Băi, nene, alea reportaje, alea anchete, alea... Cum zice Radu Banciu... Inteligența artificială niciodată nu va ține locul inteligenței omenești. Sau Nea Cristoiu, păi el nu-l pensionează nimeni, că el când e de undeva dat afară și face alt ziar. Și deci se descurcă și la 75 de ani, deci el e o inteligență artificială, deci e maronie. Asta e, trebuie să ne găsim hobby-ul, să ne relaxăm, să ne... Uitați-vă, de exemplu, regele Charles. Tu știai, Vlad, că regele Charles, printre numeroasele sale pasiuni, are și acela de a căuta oase de dinozaur. Să-și caute prietenii? Păi nu, că doar el doarme în fiecare noapte, teoretic, cu Camila lângă el. Deci are acolo o șantier arheologic. Dar e o chestie, știi? Pictează, se ocupă cu grădinăritul și îi place și lectura. Vezi ce hobby-ul are nou. Vreme. Are vreme, că e rege, nu? Ca noi. Nu ca... Tu de când n-ai mai citit o carte? Nu, spunem că așa se uită, vreo 80 sunteți online, așa? Deci... Și în schimb, Iohannis, președintele nostru, singurul hobby al lui sunt casele. Casele. Lasă. Și nu demarcat. Și nu demarcat. El marcă o casă, nu casă. Da, asta este. Ușor nu-i pentru nimeni. Uite, și Helmut Duc Adam, de când a plecat de la Gigi Becali, e nevoit să găsească bani, că nu, nevasta e tânără. Marele Helmut după Ram. A, pără Duc Adam, da? O semnat un parteneriat cu Pălinca Zetea. Mă, sincer... Eu nu-l vedeam pe Helmut așa mare consumator. Au zis că el bea puțin și dacă bea, bea o tărie. Preferă o tărie. Pălincă de caise. Neam, 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 neam. Vorba microbiștilor. Aia bei, aia joci. Că ziceau că joc, beau șpriț. Și bei șpriț, joci șpriț. Dar bea o tărie de Duc Adam sub sloganul sportul și tradiția își dau mâna. Care-i sport? Sportul-i băutul și tradiția în fotbal. Cu semnătura lui Duc Adam să vinde o sticlă de asta, nu știu cât e, vreo 200 de euro. Dar au zis din start Duc Adam că să vă luați câte două sticle. Una o beți și una nu o beți. Și el cam ca Iohannis vorbește. Dar pentru un portar, un fotbalist e bine. Și una o păstra să se învechească și în 10 ani va fi triplu. Deci investești ca și când ai lua acțiuni la bursă sau lingouri de aur. E o pălincă, dar eu mă gândesc la... Vecinul nostru fiertat, care făcuse și el la un moment dat vreo 20 de litri de țuică și 90 ăștia mi-i las și îi pun deoparte și se întâlnește tata după două săptămâni că zice, n-a mai ai pălincă de aia, e care? Păi ai făcut 20 de litri, ai zis că nu te atingi de aia, zice, am gătat-o. Zice, tata, cum ai gătat-o? Dar zice, eu nu pot sta cu dușmanul în casă. Deci luați-vă două pălinci de zetea și pe mâine mai cumpărați una. Nu, scumpe, foarte scumpe, dar mă rog, decât ce să bem? Poșircă, mai bine bem o caisă. Și când bei din sticla aia, ți-a aduce aminte cum o apăra Duca Dam. Ah, e o chestie, nu? Să scoatem și noi un brandy, un scotch, un whisky, ceva. Nicu Vlad, să zicem. Pentru bărbați puternici. Știi că Nicu Vlad a fost halterofil care a luat medalie de aur la... Ah. Nu, nu, că n-ai vrut nici când ne-am făcut podcast dând de numirea asta, că cine știe? Nicu Vlad. Nicu roșu și Vlad alb. Vlad, Nicu Vlad. Facem un coniac puternic, Nicu Vlad, halterofil, a câștigat medalie de aur la Nicu Vlad. Numai trebuie să vorbim cu el, să vedem dacă... Dar nu trebuie, că pe Nicu mă cheamă pe mine, tu ești Vlad, ce? Cât ai de cunoștință? Na. Hai că discutăm. Acum să punem, să vedem ce tărie scoatem, punem un marketing la cale, vorbim, oricum vine toamna, trebuie să luăm ceva. Dacă nu scoatem cafeale. buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Acolo vă aștept... Să donați cu generozitate, să mai bem câte o cafea până scoatem și noi săniuța, să-i zicem. Nu, este săniuța. Polar, doi cai. Sacul. Când dai cu sacul. Cu sacul de... Da. Pe zăpa. Bun. Să fim sănătoși. Că de băut avem ce.